Salut, Marius! În primul rând, aș vrea să lămurim prezența ta la conferința de astăzi. Edi Ordănescu a fost suspendat două etape în urma eliminării din meciul cu Tarad și astfel nu a putut să vină astăzi la conferință. Vreau să te întreb cum ți s-a părut faza în care el a fost eliminat. Bună ziua, în primul rând. Da, e greu, dar totuși trebuie să vorbim despre anumite lucruri. Consider că a fost mult prea ușor eliminat. O decizie exagerată din punctul meu de vedere, pentru că el nu a înjurat. Practic a fost o reacție normală pe care a avut-o la o decizie total greșită împotriva noastră. Și aici mă refer la acea fază în care nu s-a dictat corner pentru echipa noastră. Știți foarte bine că pentru noi cornerul este foarte important. Știm cu toții că noi am marcat foarte multe goluri din faze fixe. Tratăm foarte serios aceste momente ale jocului și putem să-l numim ca o jumătate de penalti pentru noi. Arbitrii pot să greșească, au multe greșeli, toți greșim până la urmă. Eddie a avut o reacție față de un corner pe care cred că toată lumea l-a văzut, numai arbitru nu. Nu a înjurat, asta este cel mai important, n-a avut o atitudine sfidătoare față de arbitrii și cred eu că doar prin simpla părăsire a spațiului tehnic putea să fie altfel sancționat de arbitru și să nu exagereze. Aș vrea să-mi spuneți câți antrenori nu depășesc spațiul tehnic în Liga 1 în timpul partidelor. Nimeni nu are control în momentul când vrei să dai o indicație sau vrei să dai clar o direcție echipei tale și atunci e firesc că nu te uiți la picioare unde ești și unde ești poziționat. Deci cred eu că aici ar trebui să fie mai multă toleranță din partea arbitrilor și cred că Edi n-a fost singurul antrenor care a depășit spațiul tehnic. Marius, ți se pare eliminarea lui Edi una mult prea ușoară într-un moment crucial, înainte cu două etape practic de meciul cu FCSB, principala contracandidată la titlu? Da, e o pierdere mare pentru noi, am spus-o mai devreme, trebuie să mă repet, e o eliminare ușor acordată, foarte ușor acordată și, într-adevăr, pentru noi este un mare dezavantaj faptul că Edi nu va fi prezent pe bancă, mai ales la aceste două partide extrem de importante. Întâlnim Iași acasă și FCSB în deplasare, echipă cu care, practic, noi suntem în luptă directă. Neavând antrenorul principal pe bancă, e clar că e un mare minus pentru noi. Eu aș vrea să cred că nu există o influență atât de mare a unor persoane prin declarațiile pe care le fac la televizor și aici mă refer la anumiți conducători sau oficiali al echipelor din Liga 1 care pun presiune prin ceea ce declară la televizor asupra arbitrilor sau mai mult îi fac hoți și aș vrea să cred că arbitrii totuși nu se lasă influențați de presiunea pe care o pun oamenii din jurul lor, pentru că sunt decizii pe care trebuie să le ia în timpul jocului și ar fi păcat să fie influențați pentru asta. În schimb, pentru aceste declarații care vin legate de arbitrii și de modul cum arbitrează ei. Am văzut că au fost făcuți și hoți de către unii conducători. N-am văzut nicio persoană chemată la vreo comisie să dea explicații sau, mă rog, să suporte anumite consecințe a regulamentului pentru asemenea declarații. Noi, în schimb, consider că am fost extrem de dezavantajați în ultimele partide și nu cred că, așa cum s-a tot discutat, am fi o echipă avantajată. Dacă e să ne gândim la meciul cu UTA, de care
am spus mai devreme. Noi am avut un penalti clar, despre care nimeni n-a vorbit, un penalti clar la Cristi Manea, despre care nimeni n-a vorbit la nicio televiziune sau nici măcar nu s-a pus vreo fază din acel moment în care se vede clar că am avut penalti. Ne întoarcem la meciul cu voluntari, am avut penalti și gol valabil și cred eu că cea mai gravă greșeală de arbitraj este în momentul când ți se scoate mingea din poartă. No, asta ni s-a întâmplat cu voluntariu. Deci, pentru asta cred eu că arbitrii n-ar trebui să cedeze niciun moment la nicio presiune venită din exterior și ar trebui să ia decizia corectă pe teren, indiferent de echipa pe care o arbitrează. Marius, crezi că sistemul VAR, un sistem pentru care de altfel CFR a insistat mult în ultimele două sezoane, ar fi rezolvarea acestor probleme? Da, toată lumea știe că CFR a fost pentru implementarea acestui sistem încă de la început. Am fost pro-VAR tot timpul. Ne dorim acest sistem în România pentru că asta ar ajuta arbitrii să ia deciziile corecte în timpul meciului. Am tot spus-o, fotbalul s-a schimbat, într-adevăr, există mai multă viteză, sunt mai multe contacte ca în trecut, deci lucrurile sunt destul de greu de apreciat în unele momente ale jocului, chiar noi, dacă ne uităm la relor, la televizor, ne dăm seama cu greu. Asta ar veni în sprijinul arbitrilor. Poli Iași, următorul adversar al CFR-ului, o echipă care are un nou antrenor, ce probleme crezi că poate să pună CFR-ului ultima clasată, mai ales că vine după 11 meciuri fără victorie? Eu cred că niciun meci nu este ușor și ar fi greșit să gândim că aceste rezultate, eu știu, negative pe care Poli Iași le are până la meciul cu noi, ar rezolva foarte ușor partida noastră. Eu cred că trebuie să rămânem concentrați și conectați la importanța partidei, pentru că în final pe noi ne interesează cele 3 puncte. Dacă ne dorim să nu pierdem contactul cu locul 1, pentru că e extrem de important să nu faci pași greșiți, mai ales când evoluezi acasă și teoretic, eu știu, pe hârtie pare echipa favorită. Este și o revanșă față celor de la Poli Iași, echipă care a eliminat CFR-ul din Cupa României în acest sezon? Da, eu cred că în fotbal contează mai mult prezentul. Trecutul poți să-l analizezi, poți să înveți din greșeli, prezentul este foarte important. Eu cred că băieții au depășit acel moment și nu putem să considerăm partida ca o revanșă, pentru că noi avem multe meciuri de pregătit și de jucat de acum încolo și în final cred că cele 3 puncte sunt cele mai importante. Aveți mai mulți jucători pasibili de suspendare. În aceste condiții credeți că se pune problema ca aceștia să fie menajați pentru partida de săptămâna viitoare de la București cu FCSB? Asta este o decizie pe care stafful tehnic o va lua și cred eu că vor analiza foarte bine situația pe care o avem acum la echipă, tocmai în ideea în care noi avem o strategie în ceea ce privește, eu știu, următoarea partidă cu FCSB. Deci e posibil să ne așteptăm la orice. Eu cred că indiferent cine va intra în teren, sunt totuși jucători echipei campioane a României, nu cred că se va simți, eu știu, diferența dintre un jucător sau altul.